Bună ziua tuturor! Din acest moment suntem în direct cu sunet și imagine pe interviuri.europa.fm.ro. Domnule președinte, bine ați venit la interviurile Europa FM. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră, mai ales că în ultimii ani ați refuzat toate invitațiile presei. Ați insistat mult, eu vă mulțumesc pentru această invitație. E un prilej să discutăm o serie de probleme legat mai ales de raportul public al Curții de Conturi pe anul 2014, cu alte cuvinte, activitatea noastră din 2015. Vreau să știți că Curtea de Conturi, conform legii, face numai control ulterior după încheierea exercițiului bugetar. Cu alte cuvinte, în 2016, acum, verificăm 2015. Iar principala concluzie este că ați constatat pagube la instituțiile publice în 2014 și parțial în 2015, din ce am văzut, de 1,8 miliarde de lei. Ați făcut aproape 130 de plângeri penale la parchete. Care sunt cele mai grave cazuri? Tot raportul e plin de grozăvii. Cazuistică destul de diversă. Vreau să rețineți că aici sunt două probleme care trebuie să le abordăm. O problemă este legată de verificările până activități de audit sau de control. Noi verificăm numai entitățile publice. Este vorba de vreo 15.300 de entități care sunt ordonatori principal, secundar, terțial de credite, deci care trăiesc pe seama bugetului public. Dar și toate societățile, companiile naționale, locale, în care statul deține pachetul majoritar de acțiuni. Separat avem în control peste 2 milioane de persoane fizice și juridice care într-o formă sau alta intră în contact cu banul public. Fie primesc subvenții de la bugetul public, fie concesionează imobile din domeniul public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale. Deci, un număr impresionant. Facem acest lucru cu circa 1000 de auditori publici externi, foștii controlori financieri, care îi avem în toată țara, în 42 de camere teritoriale și centrala din București. Și, bineînțeles, în cadrul autorității de audit, o secție aparte în cadrul Curții de Conturi, care are independență operativă și care controlează, sunt unici care controlează, fac auditarea fondurilor externe nerambursabile pe care le primim de la Uniunea Europeană. Despre toate. Acum, legat de problema noastră, ca să răspund foarte clar, sunt două treburi distincte. Constatările noastre de încălcare, abatere de la lege, le înscriem în rapoarte, procese verbale, dăm decizii, decizii ale Curții de Conturi care sunt obligatorii cu termene pentru recuperarea sumelor la bugetul local sau la bugetul public sau la bugetul de asigurări sociale și așa mai departe. În contextul în care nu verificăm, nu aduc banii înapoi, se consideră infracțiune și conform legii, se înaintează pentru a fi judecați și condamnați sau să plătească pentru pagoba care au provocat-o. Ăsta e grosul problemelor, deci asta o facem în permanență. Separat, din rapoartele noastre, dacă constatăm că sunt elemente de natură infracțională, și ați constatat? Atunci, vă spun acum și câte, constatăm acest lucru, se întocmește, se precizează în procesul verbal și în raport, se analizează în centrală, în conducerea, în bordul, care înseamnă cei 18 consilieri de conturi, toți sunt demnitari, se discută fiecare caz și se înaintează către Ministerul Public pentru declanșarea procedurii de urmărire penală. În anul 2015, pentru 2014, sunt 127 de dosare care le-am trimis pentru cercetare penală. Ele sunt în desfășurare, fie la parchete de pe lângă tribunale, curs de apel, și la DNA? Sau DNA, DICOT, în alta curte de justiție și casație, parchetele de pe lângă în alta curte de...
deci să se casează separat tot în 2015 pentru 2014, mai avem încă vreo 75 de sezizări, noi am raportat 127, încă 75 de cazuri de sezizare care acum sunt în discuția plenului Curții de Conturi și care în perioada următoare, de la caz la caz, vor fi sau nu înaintate parchetului general pentru urmările penale. Cât ne mai ascultă oamenii la radio până trecem pe internet, rămânem pe internet, spuneți-mi care e cel mai grav caz care v-a sărit în ochi, pentru care ați sesizat parchetul? Deci sunt foarte multe cazuri, dacă ar fi să vă dau, în perioada 2005-2015 au fost înaintate Ministerului Public 675 de solicitări pentru declanșarea procedurii de cercetare penală. Între acestea le-am împărțit în două categorii. Cazuri în care prejudiciile produse bugetului statului sau unităților administrativ-teritoriale depășesc 500 de mii de euro. O a doua anexă, cele care sunt sub 500 de mii de euro, și cazuri, bineînțeles, soluționate. Pot să vă spun că toate acestea, la un loc 675, însumează un prejudiciu total de 2,1 miliarde de euro. Ele sunt unele, o parte, vreo 200, au fost soluționate, cele mai mici, cu impact cel mai mic. Altele sunt în curs. Deci furturi de peste 2 miliarde de euro, vă rog. Da, să vă dau un generic câteva cazuri, că nu vreau să intru în cazuri directe pentru că le sunt la parchet și practic nu pot să comentez. Pot să vă spun un singur lucru, că avem și situații în care prejudiciu produs pe un caz depășește 500 de milioane de euro. E vorba de o privatizare, de ce? Da, este vorba, într-un caz, spre exemplu, de vânzarea de proprietăți la prețuri din domeniul public sau privat, la prețuri mult inferioare, sau situații în care, spre exemplu, s-au produs modificări pe norme în legislație fără ca normele să fie publicate în monitor oficial, deci ele sunt nule de fapt de drept, producând însă prejudicii de dimensiunea asta. Deci cazuistica însă diferă, este foarte complexă și putem vorbi două săptămâni despre asta. Vă reamintesc că ne puteți urmări în direct pe internet la adresa interviuri.europa.fm.ro. Domnule președinte, aș vrea să vă întreb, pe lângă aceste cazuri sesizate, sute de cazuri sesizate la parchet, ați făcut sesizări și împotriva persoanelor care au semnat diferite acte? Și aici mă refer la demnitari, la foști premieri, la foști miniștri. Am citit acum în ultimul raport, ați scris dumneavoastră că fondul de rezervă al guvernului, de exemplu, în 2014, a fost majorat de nenumărate ori, de 15 ori. S-au dat ordonanțe pentru cazuri, pentru situații care nu erau urgente, ilegal, de împărțirea fondurilor. Ați sesizat parchetele și împotriva persoanelor fizice, mă rog, deplineau acele funcții. Nu, și am să vă dau și motivația. Deci, noi ținem seama și de legislația în materie. Nu trebuie să uitați, dacă nu știți, vă spun eu, că toate procedurile care le utilizăm în activitățile de control și depistăm toate aceste lucruri, ele sunt soluționate conform unor proceduri prevăzute în standarde internaționale de audit și control, unde noi suntem parte în această instituție internațională care se numește Organizația Instituțiilor Supreme de Control și de Unit. 192 de țări sunt aici în acest organism internațional. Deci folosim această practică, în permanență perfecționăm și noi aceste standarde, dar în cazul în speță, și mi-ați dat exemplu cu rezerva la dispoziția guvernului, să știți că este o practică, din păcate,
a ultimilor guverne, 3-4 guverne din, și în anii precedenți a petrecut acest lucru. Da. De fiecare dată sesizăm acest aspect pentru că creează mari probleme și o inechitate în ceea ce privește distribuirea acestor sume din fondul de rezervă. Fondul ăsta de rezervă, el este aprobat de către Parlament la o anumită sumă de bani. Bineînțeles că pe parcursul execuției, pe motivul că diferiți ordonatori de credite, ministere și așa mai departe nu își pună în aplicare toate programele, se mărește acest fond de rezervă. Și el ajunge de 4, 5, 10 ori mai mare decât cel aprobat de Parlament. Aceste sume sunt distribuite, spre exemplu, la solicitări, la primării și peste tot. Ceea ce am acuzat noi este că acest fond de rezervă este un fond special care se utilizează în cazul cu totul excepționale și trebuie să aibă în spate o justificare solidă. Nu putem să le trimitem, spre exemplu, la penal, pentru că în spatele lor sunt acte normative. Ele nu se fac din dispoziția primului ministru sau a unui ministru. Să dau hotărâri de guvern de distribuire în teritoriu. Noi verificăm acest aspect. Deci se deturnează bani ilegal, ziceți. Deci are act normativ, iar noi aplicăm legile. Da. Având un act normativ, dar sesizăm aspectul, faptul că banii s-au dat pe hotărâri, s-au distribuit, spre exemplu, la consilii județene pentru drumuri, la primării cu tare, fără a avea în spate o solicitare bine fundamentată și justificată. Ați înțeles? Politic. Ori fondul ăsta de rezervă este pentru situații deosebite. Sigur, mai guvernul are un fond pentru situații extreme, pentru inundații, pentru incendii, pentru, Doamne ferește, cu tremure și așa mai departe. Și atunci, toate acestea suntem obligați să le prindem în raportul public, așa cum a sesizat și dumneavoastră, și este sarcina Parlamentului, că principalul nostru beneficiar, pe lângă cetățeni, este Parlamentul, care reprezintă populația României. Și Parlamentul este obligat să analizeze, deci trimitem președinților de senat și de cameră, comisiilor de buget finanțe, tuturor senatorilor și deputaților, președinților României, primul ministru, toate rapoartele astea, presă, se distribuie peste tot. Deci transparența la noi este totală. Ori Parlamentul este obligat să găsească soluții, iar noi avem acolo un raport și un capitol de recomandări în care cere spun, domnule, trebuie să pun o dată ordine în domeniul ăsta, pentru că se întâmplă de prea mult timp, și atunci, pentru că tot discutăm de revizuirea Constituției, într-un articol se poate spune pentru ce poate să fie utilizat fondul de rezervă la dispoziția guvernului și în ce condiții. Și atunci se stopează acest fenomen. Să se scrie și în Constituție. Care înseamnă de multe ori o utilizare neeficientă a surselor financiare ale statului. Ați spus că au mers către primărie acești bani, alocați, deși nu era urgentă. Mai dau și către ministere, da, de regulă către primărie, da. Și tot în raport scrie așa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în 2014, ministerul era condus atunci de domnul Dragnea, a făcut plăți de aproape 1 milion de lei pentru finanțarea unor investiții în țară, în special pentru drumuri, investiții care ar fi trebuit să construiască pe niște terenuri aflate în litigiu, scrieți în raport. Evident, nu au putut obține autorizațiile necesare, primăriile, și au rămas obiectivele abandonate. Asta face parte din atribuțiile noastre privind calitatea managementului la nivel de ordonator principal de credite, secundar sau terțial, dar în același timp înseamnă și o utilizare neeconomicoasă a surselor financiare. Sunteți blând, sunteți prea elegant. Trebuie să fim eleganți. Deci, astfel de cazuri ce am scris acolo, ele se regăsesc în rapoartele pe care noi le-am întocmit. Deci ce vedeți dumneavoastră în raportul public este o sinteză. De ce? Nu putem scrie să vă transmitem 50 de volume, m-ați înțeles? Ca să mă înțelegeți exact la nivel de an, dacă iau 2015, găsiți acolo aproape două vagoane de dosare.
din aceste două vagoane de dosare noi extragem sinteza sintezelor, facem acest raport public, separat, și din păcate oamenii nu cunosc încă, pe lângă raportul public care este pe pagina de internet și care se va publica zilele viitoare și în Monitor Oficial partea a treia, avem și rapoarte pe finanțe publice locale. Astfel, asta ce înseamnă? În fiecare județ al țării, inclusiv municipiul București, se prezintă un raport în detaliu pe fiecare entitate controlată, în care se regăsesc constatările, inclusiv cauza pentru care au fost trimiși pentru cercetare penală. Dar explicați-mi, din punctul dumneavoastră de vedere, din această pagubă uriașă, cât la sută e cauzată din pagubă de corupție, cât la sută de neprofesionalism, cât la sută de factorul politic? Aici se regăsesc într-adevăr toate. Dar putem vorbi și de necunoaștere. În cazurile astea, de multe ori, noi intervenim în timpul controlului pentru a se face corecțiile necesare. Deci avem de-a face și cu, așa zisă, neglijență în serviciu, de exemplu. Dar în foarte multe situații este vorba de acțiuni intenționate și care provoacă aceste cauze. Iată, vă dau câteva exemple. Vă rog. Sunt foarte multe constatări, din păcate, la nivelul unor donatori principali locali, mă refer la primării, orașe, municipii, Consiliul Județean, în care facem verificarea cea mai simplă, verificarea caseriei. De exemplu, impozite și taxele locale încasate se confruntă cu ce au depus la trezoreria statului banii respectivi și, din păcate, avem foarte multe cazuri acum, în secolul ăsta, în care avem de-a face cu furturi din caserie. Respectiv, banii, să taie chitanțe, să iau banii impozite taxe de la oameni, nu mai ajung în trezorerie, să iau banii, să bagă în buzunar. Sume mari? În orice caz, gândiți-vă că la nivelul unei primării, 100.000, 200.000 înseamnă bani serioși. Și asta unde ați constatat? În destul de multe primării. Asta deci o fac angajații, da? Poftim? Angajații primăriilor respective, nu? Angajații pe acolo. Avem inspectorul fiscal care se duce, încasează impozite și le depune la caserie, caseria trebuie să le depună la trezorerie, circuitul ăsta se întrebă, depun o parte, iar restul se regăsesc pe chitanțe, dar nu se mai regăsesc în evidența contabilă și respectiv în trezorerie unde au contul. Asta persoane... Deci eu v-am dat un exemplu. Ăsta e un exemplu cu sume mai modeste. Mai modeste, dar haideți să ne întoarcem la sumele toate mari. Toate cazurile astea se trimit la penal. Haideți sunt foarte multe situații în care nu le trimite pe toate la penal, pentru că dăm decizii, repet, decizia e o decizie obligatorie pentru entități, pentru că altfel merge în judecată și sunt condamnați. Sunt cazuri, spre exemplu, în care pentru lucrări de investiții, alimentări cu apă, canalizări și așa mai departe, drumuri, sunt situații în care constatăm că s-au plătit servicii neefectuate. Am sau văzut produse o mulțime. Care, o mulțime. Gama e foarte largă și mi-e greu să vă dau exemple. Inclusiv pentru aici avem amenajări în București, de amenajări parcuri. Peisagistice, cum le-ați denumit. Ăla e un document aparte și noi vom ieși de acum încolo cu audituri de performanță unde punem accent pe eficiența utilizării resurselor financiare, este atributul Curse de conturi. Ce a scris presa că s-au achiziționat panseluțe și crizanteme de 210 lei, de 340 lei firul, sunt informații reale în București. Le găsiți în raport. Da. Atenție, raportul se află pe pagina de internet a Curții de Conturi. Cum e posibil? Toate ce spun oamenii? Explicați-ne că nouă nu ne răspund întotdeauna. Deci, ce spun angajații primăriilor? Că e incredibil. Justificări încearcă să găsească, dar cu Curtea de Conturi este greu. Avem oameni cu experiență,
mă refer la auditorii noștri publici extern, în fapt controlorii financiari, deci oamenii cu o bună pregătire profesională, este greu să le demonstrez că n-au dreptate. Poate să fie și cazuri de astea, atunci depun contestație și se rezolvă la nivel central. Sunt niște comisii speciale sau să duc în contencios administrativ. Dar faptele sunt fapte. Vreau să rețineți că în raportul care l-am publicat, repet, este un audit de performanță în care pune accentul pe așa zis cei 3 E. Eficiență, economicitate, eficacitate. Raportul ăsta de performanță, ce cuprinde acolo, ați observat că nu se referă la sancțiuni cuprinse de recomandări. Noi, din raportul ăsta public și pe documentarea făcută anterior, pormăvin controlele anuale la ei, ține seama și aspectele constatate și acolo să stabilezi decizii de recuperare a prejudiciilor sau dacă este de penal să trimite la penal, cum este apoi cazul și municipiul București și a diferitelor sectoare în care multe cazuri s-au întocmit documente și s-au înaintat pentru cercetare penală. Cazurile descoperite la primăriile din București și la Primăria Mare cu achiziționarea de flori la prețuri supraevaluate au ajuns la parchet, spuneți? La DNA sau la parchetele? O parte dintre ele, dar în anilor, da, sigur. Acum, mă refer la ultimul raport. În ultimul raport n-aș putea să vă spun exact dacă capitala Curtea de Conturi a municipiului București a trimis cazuri în speță, la ei le-au trimis 2013-2012. Problemele au apărut din faptul că se făcea un exces în domeniul ăsta. Iar la ce vă referiți exces? Multe sesizări de la cetățeni. Noi avem o legătură permanentă cu cetățenii, da. Și ținem seama, dar le vedem și noi cu ochiul liber. Nu poți să pui panseluțe 25 noiembrie și să anunță din soare peste o săptămână. Deci, sau să planteze arbuști pe diferite artere ale capitalei, care ești convins că într-un an de zile se usucă și până nu mai pui încă o dată. Deci sunt aspecte pe care le cunoaștem, le cunoaștem. Dar spuneți că pentru exemple de felul ăsta nu ați sesizat DNA-ul. Cu ce? Sunt cazuri în care, în cele mai multe cazuri, dăm decizii. Repet încă o dată, nerespectarea deciziei în curții înseamnă penal. Deci așteptați întâi să vedeți dacă ei... Nu mă așteptăm. Dacă se demonstrează, iar eu nu am personal de investigare în sectorul privat să demonstrez că este fur și a băgat bani în buzunar. Și atunci ele trimite la cercetare penală și se derulează acțiunile respective. Iar în cazul în care nu depistăm fenomenul rea credință și furt propriu-zis din barul public, dăm decizie de recuperare. Da, ziceți că nu mergeți la privat, dar aici e vorba de bani publici și există acea în lege. În relația cu statul, repet încă o dată, dacă privatul intră în contact cu banul public, prin subvenții, concesiuni, avem, de exemplu, numeroase cazuri în care concesionează terenuri, imobile în domeniul public al statului și se pun de comun acord cu primarii și stabilesc o redevență simbolică sau nu plătesc această redevență deloc. Da. Deci, ca să mă înțelegeți, la ăștia îi controlăm atât cât putem, pentru că avem 1000 de oameni, nu avem, răsturnăm lumea pe toată țara. Pe timpul Curtea de Conturi avea 3500 de oameni. Acum avem 1600 cu toți, dar avem 1000 noi, 200 autoritatea de audit, Secretariatul General al Curții de Conturi și cam asta e tot. Deci nu avem capacitatea, noi nu suntem organ operativ. Am înțeles, dar sesizări și constatări de felul ăsta, dumneavoastră, vedeți în evidențele primăriilor către ce firme s-au plătit toți acești bani, de la ce firme s-au cumpărat mii de fire de flori, indirect, coșuri de gunoi dublate, bănci de 8.000 de lei sau cât e? Atâta. Controlul financiar, cu experiența care o are, el auzitează permanent internetul, se uită la prețurile existente pe piață.
Ceea ce nu fac primăriile, nu? Poftim? Primăriile nu fac asta. Mai puțin. Mai puțin sau deloc. Deci, și comparăm și spunem, s-au supraevaluat prețurile. S-au găsit lucrări similare, ce costuri au fost acolo, prevăzute în devizele diferitor proiecte. Deci, avem proceduri pe toată această largă gamă de produse și dacă la privat lucrurile sunt dubioase, cum este în cazul, de exemplu, în cazul reambursărilor ilegale de taxă pe valoare adăugată, unde, ca să vă dau o estimare a mea pe analizele, le fac la nivelul unui an, reambursările ilegale de TVA depășesc în orice caz 10 miliarde de euro pe an. Deci aici este un teren teribil, suntem și noi implicați, și ANAF-ul, sper că ANAF-ul să intre în forță mult mai bine în acest sector. Dar ați văzut că aici au reacționat investitorii privați și au spus că îi împovărează cu prea multă birocrație când le cer date amănunțite. Deci întotdeauna se vor plânge de treaba asta. Dar fără control s-ar rege praf. Haideți să revenim un pic la investiții, vă rog, pentru că vorbeam de bani împărțiți primăriilor. Anul trecut, Ministerul Transporturilor nu a cheltuit 3 miliarde de lei. Asta în condițiile în care și știe toată lumea deja și drumurile construite se demolează pentru că sunt probleme. Sunt probleme mari la CNADR, dar nu numai aici, și în ceea ce privește drumurile județene. În primul rând că toată lumea critică și pe bună dreptate, asta o facem și noi, ne mișcăm foarte încet. Este inadmisibil, spre exemplu, ca o autostradă, să zic București-Oradea, să dureze 20 de ani. Când, în mod normal, hai să zic până absurd, 4 ani ar fi prea mult. Dar durând 17 ani, 18, lucrurile devin foarte complicate, înseamnă că plătești de 2-3 ori prețul acestei autostrăzi. 15 au trecut. Vă referiți la autostrada Bechtel. Da. Asta nu înseamnă că deci, în următorii 5 o să se facă, numai, deci sunteți optimist. Eu am dat numai un exemplu. Cauze sunt diverse, multiple, grele. Explicați-ne ce se întâmplă acolo, că noi nu mai înțelegem. Lipsa de specialiști performanți în domeniu și mai ales manageri de calitate la nivelul Ministerului Transportului, la nivelul CNADR-ului. În al doilea rând, s-au distrus acele institute de proiectări și care l-au studii de fezabilitate dinainte de 89 și s-au pus în loc o serie de instituții private care multe dintre ele vai de mama lor. În al treilea rând, capitalul autohton în domeniul industriei construcțiilor, mă refer la societăți de construcții, a fost cam decapitat în timp, pe diferite motive. S-a pus accent să vină firmele străine să ne facă aceste lucrări, cum e Bechtelul. Și ați văzut ce s-a întâmplat, deși, după părerea mea, ca să vă dau un exemplu, dacă am fi avut acum Contrasimexul sau Arcomul, puteau face autostrada asta și era gata de mult. Dar chiar și dacă se plătea către Bechtel. Erau private până la urmă. Din păcate, ușor, ușor, au fost eliminate, aveau specialiști foarte buni, muncitori extraordinari, s-au ales și soluții neadecvate, spre exemplu, faptul de a construi autostrăzi fără a pune un strat de 30-40 de centimetri de beton, după părerea mea, o soluție proastă pentru România. România e o țară cu grade seismicitate pe tot teritoriul României. Așa mare se face acum? Fără acest strat? Sigur, excepții, fac viaductele sau locutare. Nu e în ordine, pentru că mișcările ale pământului în România sunt permanente, chiar la cutremure mici, care nu le simțim, de 0,5-1-2%, pământul mișcă, avem și inconvenientul să avem lanțul carpatic, practic împărțind țara în două, și atunci torenții de apă care vin la ploi abundente vin în forță și bineînțeles că produc pagube în ceea ce privește autostrăzile. La asta adăugați faptul că când pornesc un proiect
nu țin seama că trebuie să asigure în permanență sursa de finanțare, fără întreruperi. La Bechter știți că s-au plătit sute de milioane de euro penalități pentru neasigurarea finanțării. Toate astea la un loc și multe, multe, multe altele, n-am timp acum să vă revin la CNADNR. Ce probleme? Și corupție, nu? Nu e și corupție? De toate. Care e cea mai mare problemă a CNADNR-ului? Pentru că avem 7 miliarde de euro de la Uniunea Europeană, bani de investit în infrastructură. În primul rând, trebuie să ai proiecte viabile, să le depui la timp către Comisia Europeană ca să fie aprobate. În al doilea rând, când ai obținut aceste sume, trebuie deja să ai studii de fezabilitate, proiectele făcute, aprobate, să fie rapid în curs cu licitația, astfel încât banii ăștia să-i utilizezi, pentru că sunt termene pentru utilizare, dacă nu trebuie să-i rambursezi la Comisia Europeană. Ați constatat și dumneavoastră studii de fezabilitate făcute? Studii făcute, n-aș spune în prostie că e un termen, dar tendința la nivelul primăriilor, la nivelul chiar al ordonatorilor mari, principal de credite, este de a elabora studii de fezabilitate și proiecte pentru aprobare la Comisia Europeană în exces. Să nu uitați că fiecare studiu și proiect costă enorm. Zeci de milioane de euro. Undeva între 3 și 7% din valoarea investiției. Deci lucrurile sunt deosebit de grave. Ori să plătești 10-15 studii și să le pui la coș, înseamnă bani cheltuiți în apă, dar în contextul în care oamenii circulă pe noroi în zona rurală și chiar în unele zone urbane, când n-ai iluminat public adecvat, când n-ai școli cu grupuri sanitare în curte în secolul 21. Vă mai întâlniți cu oamenii politici, chiar dacă aveți o funcție discuție, tehnică? Deci noi nu facem politică. Știu că nu faceți politică, dar vă întreb omenește, când vă întâlniți cu ei și deci le spuneți, măi omule, sigur că da, și care e explicația? Că noi ne-am săturat de vorbe. Mă duc la Parlament, le prezint situațiile. Și ce vă răspund? Bine, răspunsul este legat că trebuie să acționăm împreună. Deci, politicianul e politician. Nu uitați că și eu am fost un politician o perioadă, dar nu... Parcă lucrați altfel ca premier. Un politician aparte. Parcă altfel erau calculați banii totuși împărțiți. Păi asta era... Ce se întâmplă? Asta a fost meseria mea de viață. Explicați-ne ca economist, vă întreb acum. Da. Care sunt, fost premier, care sunt efectele unei infrastructuri jalnice? Calculat chiar pe termen mediu, sunt enorme. În primul rând, un investitor, să zic străin, dar eu în primul rând vreau să vorbesc de investitor autohton, pentru că greșeala mare care s-a făcut de-a lungul timpului, cu toată bătălia care am dus-o eu, este ca într-o țară cum este România, capitalul autohton, de exemplu, în industrie, dar nu numai în industrie, ar trebui să dețină minimum 55% din capitalul social al societăților respective. De ce? Pentru că ați auzit și dumneavoastră fel de fel de analiști economici pe teritoriul și spune România s-a transformat într-o colonie. De unde provine această afirmație? Tocmai din faptul că în loc să se insiste chiar după discuții serioase cu Comisia Europeană pentru a găsi mecanisme de a stimula creșterea capitalului autohton și ăștia să devină proprietari în industrie, capitalul străin indiscutabil că este binevenit pentru că vine și cu tehnologie în altă vreme. Categoric. Dar nu chiar așa. Eu am o exprimare elegantă acum. În contextul globalizării lucrurile sunt mai complicate. De regulă, investitorii străini nu vin să construiască de la iarbă verde, cum îmi spuneau mie unii pe timpuri. Nu, domne, demolăm tot ce s-a construit și refacem construirea. Nu se mai construiește la iarbă verde. Investitorul vine pe modelul Nokia la Cluj. Face o hală care e demontabilă în 48 de ore,
ca să produci tu niște produse care deja sunt generație depășită, dar aia mai au piață încă de, și sunt solicitate pe piață, bine, stă 2 ani, după care s-a terminat, a plecat, bonjour, și te-a lăsat cu 2000 de locuri în, de muncă în aer. Deci foarte greu să... Nu vă uitați la Renault, pentru că Renault a avut o istorie încă dinainte de 90, a fost prezent aici, avea o forță de muncă și are și acum cu calificare foarte bună, plătiți la un sfert decât plătesc în țările dezvoltate din Uniunea Europeană, deci avantaje de partea lor, toată bătălia lor este pentru profit. În momentul când nu vor avea profitul ăsta în creștere, să știți că n-am nicio jenă, să spunem, închidem și plecăm în Maroc. Dar știți discuția, ne întoarcem la infrastructură. Păi infrastructura... Nu au acea autostradă, Dumnezeu, are nici 200 de kilometri, probabil. Corect. Și aici Pitești-Sibiu. Și capitalul autohton și capitalul străin. Își face socotelele atunci când se apucă de o investiție sau preia în privatizare un obiectiv, să gândește pe ce căi de transport, ce căi de transport folosesc. Înainte mai era cât de cât un avantaj. Avantajul că România avea una dintre cele mai performante căi ferate ca difuzare în teritoriu. Practic toate orașele din România, inclusiv platformele industriale, aveau cale ferată. Nu se mai întâmplă asta. Acum s-a distrus aproape tot în domeniu, toată lumea a zis în privatul autohton n-a avut capital de lucru și vorba lui For pe timpuri, nu mă întrebați cum am făcut primul milion. Deci da. Fără infrastructură lucruri sunt complicate și va trebui să trebuie până în ceasul ultim ceas, cred că suntem pe ultima lungime de undă, să construim culoarul 4, culoarul 9 rapid. Eu, după părerea mea, dacă, spre exemplu, Bechtelul se făcea cu marile companii din China în domeniul construcțiilor, cum este Shanghai Construct, acolo o autostradă de genul ăsta când se termina în 3 ani maxim. Gândiți-vă... Ce șanse? Gândiți-vă că chinezii au făcut o autostradă de 2200 de kilometri pe 4 benzi dus, 4 întorzi, deci 8 benzi la costuri la jumătate sau la sfert din ce am plătit noi în 2 ani și o lună. Sunteți mai degrabă optimist sau pesimist? Pesimist când vine vorba de construcția de autostrăzi? Ar fi greșit să fiu optimist, să fiu pesimist. Nu, sunt un tip optimist, însă mă doare că se cheltuie anapoda banii țării fără rezultat concret. Sau să fac lucrări de mântuială. Astea sunt lucruri nepermise. Să faci o autostradă de câțiva ani, cum este București-Constanța, și în fiecare an să astup gropi. Nu se poate. Deci o autostradă care se construiește, iau modelul germanic, am văzut și m-am ocupat de treaba asta. La ei o autostradă are perioada de garanție de 50 de ani. Da. Ce ați mai constatat, am observat, sunt mii, 3500 de valori, de active cu valori subdiminuate, deținute de stat. Foarte multe. Și ați dat un exemplu în raport. Vorbim de Ministerul Economiei, care în inventarul centralizat a un teren de pe Calea Victoriei, deci din București, numărul 152, din centru, ca bun fără valoare. Cum e posibil? Din păcate. Ideea e ca acel teren să dispară? Nu. Să pună mâna cineva pe el? Nu. Sau cum e posibil ca atâtea active ale statului să aibă valoare deci, zero? Aici, în categoria acestor rabate, ne referim la cele care noi le clasificăm, dacă ați văzut în raportul public, în abateri financiar contabile. Da.
De ce le-am clasificat? Nu ne-am băgat la venituri suplimentare pe care le constatăm și le aducem la buget sau prejudicii care trebuie recuperate. De ce? Că aceste abateri n-au produs încă pagube. Dar pe termen mediu produs pagube și afectează groaznic bugetul. În cazul în speță, ca să revin la ce mi-am spus, deci probleme deficitare multe, nu numai asta, în ceea ce peste gestionarea patrimoniului public și privat al statului sau în unităților administrative teritoriale. Problema aceasta cu inventarierea activilor, datoriilor, capitalurilor sociale. Un activ, dacă este subevaluat, este pus cu un leu sau cu zero, cum îmi dați dumneavoastră exemplu, ce înseamnă? Nu se face la întâmplare. El se face cu scopul ca la proxima ocazie să facă obiectul vânzărilor, privatizărilor, la prețuri simbolice și bineînțeles că aici apar comisioane enorme de zeci de milioane de euro. Când mi-ați pomenit la început de active cu pagube de 500 de milioane de euro, cred că ați spus, vă refereați tot așa la teren? Terenuri? În special la terenuri. În special, dar nu numai, aici intră și bunuri, imobile, clădiri, spre exemplu. Deci în continuare se vând terenuri la prețuri subevaluate ale statului. În general, dacă vă uitați pe paleta largă ce înseamnă terenul România, de la terenuri agricole, forestiere, până la zona intravilană, unde prețurile sunt ceva mai ridicate, în zona urbană avem de-a face și eu la vremea respectivă, nici poate la ora actuală nu aș fi acceptat ca terenurile agricole, forestiere să facă obiectul vânzării. De ce? Foarte simplu. Pentru că prețul avea terenul avea un preț atât de mic și acum este foarte mic, încât ne-am trezit, dacă e să vă dau exemplu terenurilor agricole, după informații și analize pe care le-am făcut nu numai eu, cam 40% din terenurile agricole sunt vândute la străini, care unii nu le folosesc, le-au luat sau le-au dat sub formă de arendă în țară, n-au creat locuri de muncă, din contră au dispărut locuri de muncă, pot să vă dau zeci de exemple, dar e o tragedie și dacă ține seama că în industrie capitalul autohton mai deține vreo, după părerea mea, 30-35% din industrie. Faptul că în agricultură cam 40% din terenuri au fost înstrăinate în afară și procesul continuă. Sunt multe terenuri cumpărate pe chitanțe de la oameni care n-au ce mânca și își vând terenurile, cheltuie bani și pormă bine la ajutoare sociale. Deci lucrurile sunt extraordinar de complexe. În România lucrurile scapă de sub control. Și, din păcate, de multe ori trebuie să fim de acord cu cei care spune, domne, atenție, sunteți o colonie și atunci un guvern ce mai poate face? Revin la raport. Vă rog. Nu pot să nu pomenesc de alte și alte exemple care sună pur și simplu a bătaie de joc. Îmi pare rău că spun. Am citit în raport că multe dintre instituțiile publice au plătit servicii pentru asistență juridică, de exemplu. Instituții care, deși au juriștilor, au angajat firme de avocatură și ați dat exemplu administrației porturilor maritime, care au angajat servicii de asistență juridică ce au determinat plăți nelegale, spuneți, de 17.000 de lei. Un alt exemplu. La Ministerul pentru Societatea Informațională, parcă, spuneați, dacă nu greșesc, contracte în care se constată că se spală mașinile de două ori pe zi, motoarele de două ori pe lună mașinilor, chiar și pentru mașini care nu sunt ale instituției. Astfel de cazuri ați trimis la parchet? Din toată gama. Deci, vreau să mai rețineți o dată că nu neapărat parchetul rezolvă. Nu, dar... Cele mai multe cazuri, noi le rezolvăm prin decizii, ne interesează să recuperăm banii. Nu știu dacă și dacă e o infracțiune de abuz dacă în serviciu? Dacă noi demonstrăm că o infracțiune o trimitem la parchet, dacă se sesizează parchetul din oficiu, îi dăm datele necesare,
Păi deci, da, dar mai există o lege care spune că dacă aveți date privind comiterea unei infracțiuni, trebuie să sunteți obligați să sezizați parchetul. Asta și facem. Asta și facem. Dar, ca să fiu foarte bine înțeles, eu când fac un control la o primărie sau la un minister, să zic, da? El intră, eu analizez, constat abaterele respective, dar ca să demonstrez că e de natură infracțională, cu alte cuvinte că s-au furat bani, ar trebui să intru pe un proces de investigare, iar eu nu am personal, eu nu investighez dosarele de urmărire penală, le face poliția economică. Deci parchetul cu ajutorul poliției economice, să mă duc peste privat, să încep o anchetă care durează, uitați că durează la parchet un proces, un an de zile, eu n-am timp, eu fac un control de fond pe o lună de zile, două luni maxim. Deci, nu constat infracțiunea ca să pot să trimit la parchet. Unde o constat, o trimit. Restul se pot seziza celelalte organe sau poate să vină ANAF-ul pe partea înaltă. După cum la cele 127 de dosare plus 70 în lucruri care le trimit la parchet, nu uitați că mai am 36 spre 40 de dosare care se trimise de autoritatea de audit la cercetare penală, la departamentul acela de luptă antifraudă. M-ați înțeles? Deci, restul dăm decizii. Deci, repet, nerespectarea deciziilor înseamnă penal. Pot să vă spun că suntem acuzați în tot felul, că nu se mai semnează documente în ministere, că din cauza curții de conturi. Și din cauza DNA-ului. Nu înțeleg. Dacă respectă legea, de ce să nu semneze? Nu le cerem decât să respecte legea. Noi nu urmărim decât legea. Dacă nu semnezi un document, înseamnă că e ceva putrid acolo. Iar faptul că nu semnează, că noi venim în control, sigur că pentru noi e un semn de întrebare. De ce n-ai semnat? Cine te-a obligat să semnezi și tu n-ai semnat? Deci, este un punct de plecare în analizele noastre. Deci nu e în ordine. Deci nu o facem cu rea credință. Nu vrem să intre oamenii la pușcărie, să mă înțelegeți exact. Nu vrem altceva decât ca banii publici să fie utilizați cu eficiență maximă și așa avem un buget și un produs interbrut care, în mod normal, trebuie să fie ca mărime cel puțin dublu la ora actuală. Să nu uităm că, din toate neregulile astea, apropo de gradul de colectare a impozitelor și taxelor, dacă le adăm pe toate și cu fraudele astea, ne mă duc la vreo 24 de miliarde de euro pe lună. Aproape cât, practic, cât bugetul de stat. Deci, ce să facem? Să stăm nepăsători? Deci nu vrem să trimitem pe nimeni la pușcărie. Dar avem mari probleme. Pentru că avem pensii inadmisibil de mici, avem salarii, lăsați demnitarii, că aia stau cât de cât bine. Dar gândiți-vă la 80% din populație. Nu trebuie să vă spun eu. Și în Curtea de Conturi, să știți că la mine un funcționar, secretariatul general, are undeva între 1200 și 2000 și ceva de lei. Nu poți să te descurci cu banii ăștia într-o lună. Cauza care este? Să ne facem toți datoria, banii ăștia să folosesc și atunci vor fi bani pentru salarii. Dacă ăștia 80% din populație, nu aia care se aprovizionează la Paris sau la Monte Carlo sau nu știu, dacă ăștia 80% au bani, să fiți convinsă că au atâtea nevoi și banii ăștia îi vor folosi pentru a comanda produse către industria, asta înseamnă locuri de muncă. Revigorăm cele 350.000 de întreprinderi mici și mijlocii care sunt în faliment la ora actuală sau în insolvență. Păi dacă un om obișnuit, chiar intelectual, are un salariu cu care nu-și permite să-și cumpere un televizor, cât de cât o mobilă, mai ales pentru tinerii căsătoriți, care nu-și permite să cumpere o cămașă, un costum de haine, cum vrei să relansezi industria în România? Producția pe care, ca să creăm locuri de muncă și să creștem producția, trebuie să existe cerere.
cererea asta are trei destinații. Pe de o parte exportul, care undeva este la limită cu o posibilă creștere de 4-3-4%. Dar care a ridicat economia în ultimii ani. Sigur că da, asta a fost pilonul, că ar fi fost jale. Dar care și el trebuie însă să se gândească la diversificarea pieții. Trebuie să se înțeleagă de către guvernanți că piața nu înseamnă numai Uniunea Europeană. Piața înseamnă tot ce există pe această planetă. Și America de Sud, și zona africană, și China, și India, și așa mai departe. Altfel, n-ai cum să te diversifici. Și să nu uite că dacă pierzi o piață, îți trebuie 10 de ani ca să o recucerești. Asta e un aspect. Dar a doua destinație, afară de export, este consumul intern. Care înseamnă produs pentru și populație. Ajungem din nou la investiții. Ajungem din nou la investiții, tot în raport se spune și aș vrea să ne apropiem de final. Cheltuielile de natura investițiilor erau mai mici la sfârșitul lui octombrie anul trecut cu 2 miliarde de lei comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut. Deci au scăzut foarte mult investițiile publice, vorbim de cele publice. Să știți că nu asta mă îngrijorează. Păi, da, da, investițiile creează locuri de muncă, salarii. Și asta e adevărat, dar nu asta mă îngrijorează, pentru că dacă noi am avut volumul investițiilor, este undeva între 5-6% din PIB, deci aproximativ 25-30 de miliarde de lei. Faptul că 2 miliarde, care n-ar fi trebuit, sau 3 miliarde, 4 din 25-30, și trebuiau făcute, n-au fost făcute, nu e atât de îngrijorător cât e îngrijorător faptul că acești 2 miliarde s-au dus, cum v-am spus, la creșterea rezervei guvernului și a plecat către primării și s-a dus pe alte destinații. Deci au majorat fondura de rezervă. Asta pe de-o parte. În al doilea, ceea ce mă îngrijorează, că restul de valoare de investiții prevăzute în buget, dați afară din 26 de miliarde 3 sau 6 și rămân 20 de miliarde, banii aia trebuie utilizați cu maximă eficiență. Dacă nu se înțelege odată pentru totdeauna că un obiectiv de investiții, cum este să-ți dau orice exemplu, construiesc o primărie nouă. Primăria asta, în primul rând, trebuie să gândească că se construiește în maxim 2 ani. O construiesc în 4, mă costă dublu. Deci mă interesează că acel 20 de miliarde care a rămas să fie utilizată, banul cu maximă eficiență. E an electoral. Asta urmărim. E an electoral și avem un guvern care e apolitic, dar de la anul ne întoarcem, de fapt din acest an, de la sfârșitul anului, ne întoarcem la un guvern politic. Ce ar trebui să facă viitorul guvern? Să nu mai avem risipa asta uriașă. Declarațiile sunt frumoase. Până noi practica ne omoară și mai ales calitatea legilor. Eu am încercat cât am fost prim-ministru, dar și cât am fost în Senat să inoculez oamenilor, să înțeleagă oamenilor politici că modificări repetate în legislație înseamnă o tragedie. E o tragedie atunci când un guvern care vine la putere încearcă să arunce totul peste bord și să spună că cu el începe reforma și să o ia de la capăt. Să înceapă el să modifice legislația în loc să intervină acolo pe punctele sensibile care dau noștere la interpretări, la risipă de surse financiare. Este una de marile probleme. Legislația trebuie să ajungă la momentul la un anumit de stabilitate și pentru oamenii de afaceri. Este o necesitate. Dar nu numai, și pentru populație și pentru toată lumea. Nu înseamnă să stăm pe loc. Că nu stăm pe loc. Noi ne mișcăm, dar ne mișcăm al naibii de încet. Nivelul de corupție este încă ridicat. Noi simțim în controlarea noastră că avem cel puțin de aproape 8 ani de când conduc Curtea de Conturi și unde zic eu până oamenii buni care avem și mă refer și la șefii de departamente, oameni serioși, buni, sunt 12 șefi de departamente, mă refer și la cei care gestionează fondurile europene, simțiți profesioniști că buni,
controlori financiari, adică auditori publici externi de calitate. Din păcate, începe și la noi schimbare de generație și poate va trebui să investim mai mult în pregătire profesională. Dar sunt progrese. Nu sunt sensibile. Nu. La curtea, după părerea mea, cel puțin în acești 8 ani de zile, a crescut foarte mult. Cred că e undeva, pentru mine personal, eu sunt un tip mai exigent, funcționează cam la 70% din ce ar trebui să fie. Sperăm, când mai stau 2 ani de zile, să ajungem la 100% și sigur că supăr multă lume cu aceste rapoarte, dar vreau să înțeleagă că în Curtea de Conturi, dintotdeauna avem 151 de ani de la înființare, întotdeauna a fost considerată ca cea mai ingrată instituție. Fiind organul suprem de control, este cel care deranjează. Nimeni nu vrea să fie controlat și dacă se poate, atunci când este controlat, să închizi un ochi. Noi nu putem. Cel puțin eu n-am închis un ochi în viața mea și poate că am avut și un avantaj și prin ceea ce mi-a dat viața. N-am avut pile, n-am avut cutare, ți-am ajuns pe diferite funcții, dar pot să vă spun un singur lucru. N-am făcut niciodată compromisuri. Și pot să vă mai spun un lucru. Și e vorba și pentru colegii mei. Și pot să vă mai spun un lucru. Când aproape 8 ani de zile că sunt la curte, nimeni n-a încercat să intervină la mine cu vreo problemă. Nici șeful de stat, nici primul ministru, nici miniștri, nici nu știu ce. Sigur sunt supărați. Bine, discutăm, facem concilieri, depun contestații. E posibil uneori și mai constatăm că mai greșesc și oamenii mei, că mai nu înseamnă că totul e perfect și la noi, dar am creat mecanisme astfel încât lucrurile astea să fie cât mai puține. Domnule Văcăroiu, vă mulțumesc încă o dată foarte mult că ați ales Europa FM să și eu vă mulțumesc, vă doresc interviu. Succes în continuare și să fie totul mai bine, să fim optimiști tot. Mulțumesc tare mult! Să rămână, mulțumesc și eu!